Astăzi am vorbit despre sistemul solar. Sistemul solar este format din soare împreună cu sistemul său planetar și alte obiecte non-stelare. Sistemul solar are în centru soarele, în jurul căruia se învârt cele 8 planete. Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Soarele. Soarele par să fie alb pentru ochii noștri, însă, de fapt, este un amestec al tuturor culorilor. Soarele este de 109 ori mai larg decât Pământul. El este o stea de dimensiune medie și este responsabil de prima erozia vieții și majoritatea fenomenelor de pe Pământ. Fără soare, viața pe Pământ nu ar fi imposibilă. Lumina de la soare, când dorește 8 minute și 20 de secunde până să ajungă pe Pământ. Mercur este planeta cea mai apropiată de soare și cea mai mică din sistemul nostru solar. Ea este de 8 ori mai mică decât Pământul. Mercur nu are nicio sate naturală. Pe planeta Mercur găsim apă sub zonă de gheață ascunsă în craterele, unde lumina soarelui nu poate ajunge niciodată. Venus este a doua planetă de la soare și al doilea cel mai luminos corp ceresc. În timpul nopții, o lună a fost denumită după ființa dragostei și a frumuseții Venus. Venus este considerată planeta soră a Pământului datorită mărimii și masei acestea. Este cea mai fierbinte planetă din sistemul nostru solar. La fel ca și Mercur, nu are nicio sare naturală. Pe Venus există sute de vulcani. Pământul este cea de-a treia planetă de la soare și cea mai densă dintre toate. Pământul are un singur satelit natural, Luna. Distanța dintre Luna și Pământ nu a fost întotdeauna aceeași. Luna se îndepărtează de planeta noastră aproximativ 4-5 metri anual. Planeta noastră este acoperită într-o proporție de 70% de apă. Savanții nu exclude existența unei plante asemănătoare Pământului și chiar au găsit o veste. Cea mai bună cantitate ar fi pieptăr, dar nu se știe dacă acesta va se ține viața. Marte este a patra planetă de la soare. Mai este denumită planeta roșie, datorită solilor sare roșii. Marte are aproximativ 10% din greutatea Pământului. Are 2 satelite naturale, Bajos și Deimos. Pe Marte se află cel mai înalt munte din sistemul nostru solar, Olympus Mons. Până acum au existat 32 de misiuni pe Marte, din care doar 16 au avut succes. Jupiter e cea de-a treia planetă din sistemul solar. Ea este de 18 ori mai mare decât Pământul, unul dintre cele mai bune aspecte ale planetei Jupiter. Este Marea Pată Roșie, un oval de teren mai mare decât Pământul. Această pată roșie este, de fapt, o furtună. Jupiter are și puțin 62 de satelite naturale.
cel mai mare fiind Europa, Ganimede și Calisto. Ei fiind descoperiți de Galileo Galilei. Saturn este a șasea planetă de la Soare și a treia cea mai mare din sistemul solar. Ea este de o planetă mai mare decât Pământul. Cel mai bun aspect al lui Saturn este sistemul său de inele alcătuite din gheață, rocă și praf. Saturn are 6.62 de Saturn natural. Cel mai mare este Titan, care este mai mare decât planeta Mercur. Saturn e cea mai depărtată planetă vizibilă de pe Pământ, cu ochiul liber. Uranus este a șaptea planetă de la Soare și a treia cea mai mare din sistemul solar, după Jupiter și Saturn. Uranus are 12 Saturn natural, numit după personajele din opere lui William Shakespeare. Uranus este înconjurat de 13 inele. El este un gigant înghețat. Culoarea albastră palb a planetei este dată sentimentalului la gonsferă. Neptun, cea de-a dreaptă din solar, ea este de 8 cea mai mare decât Pământul. Cel mai mare fiind Triton. Pe Neptun există o mare pată întunecată, asemănătoare cu marea pată roșie de pe Jupiter. Culoarea albastră a lui Neptun este dată de metalul din atmosferă. Are un sistem de inele subțiri, întunecate și incomplete. Din această cauză sunt numite arc.